cu dumneavoastră la Eurovision, verbal și nu s-a da, la Brașov. Aia e altă treabă, ce să mai, aia e altă treabă. Doriți? Eu vorbesc da. De ce ține în competiție, Eurovisionul e în afara competiției. Da, vă susțineam pe dumneavoastră, de-aia mergeam, nu că vrem noi să mergem neapărat. Oricum, ci că am dreptul doar la 10 invitați în sală și nu am cum să fac discriminări. Dar stăteam și afară și ascultam. De unde de afară, că intru în teatru? Știi unde ești? De afară, de la Cristian, de la tine, am înțeles. Dacă vroiați neapărat să vedeți... Eu vreau neapărat să vă văd, dar nu depinde doar de mine. Păi, nu v-am luat eu pe proces verbal, înțelegeți ce zic, nu? Voi mai bine stați acasă și dați un SMS. Mai bine spun și eu ce spun concurenții. Vă rog să mă votați, vă rog să nu știu ce, vreți să plece sau să rămână? E că acum am ajuns și eu în aceeași oală cu ei. E tare greu să cer să fii votat. Și acum voi să vă răzbunați și eu să fiu un pericol de eliminare. Voi vă dați seama cum e? Dacă ne dați telefoanele, vă trimitem SMS. Da. Ce telefoane? De unde să știu? O să fie pe ecran. Oricum, ce? Finala Eurovision se ține la Copenhaga. De ce? Bună, Cendare. În mai, de ce? A, merg și concurenții? Am înțeles. Asta și că dacă mă duc, mergem toți. Deci votați-ne să... A glumit. Hai să revenim. Riali. Ce e, famă gălușcă. Nu știu că te-mi place să dau aia, că e moale, că e moale. Deci nu, serios, nu mă scuze. Dar nu mă, dar tu dai tare, băi, Oltenia. Ce facem când mergem în casă? Asta e o intră normală. Da, stai și eu ceva la asta. Nu, frumos să văd aici o să pun. Să te zic, Kimi. Pe. Love. Lasă-mă. Nu știu, vreau să te bat, dar nu știu ce. Păi dă-i, ia faza. Nu, serios, nu mi-o dau mâna că nu știu ceva cu ea. Ia. Da, poate. Ia o gură, o dușcă. Ai, mă, dușcă. Nu e așa, că nu se mai vede Mariana. Poate. Să vede, cred. Felicită? Da. Țuțulin, ce alin? Țuculică. Ce țuculică, mă? Țuculică, ce faci? Chiar că mergem țuculică. Așa zice, mă, deși țuculică. Unde-i vătat? Păi atunci așa. Bine. Bă, să fie frumos, bine. Asta e ciudat că aici te-ai învățat să... Ce, mă, ce visese acolo? Ce ciudat, eu, bă, ce ciudat. Nu mai bine asta să se începe în întâi. Nu se pune să începe. Stai! Vreau mai material? Da. Mi-aș pregătit să ia Colgate. Colgate. Da, să fie. Face, ce fric e de viața normal. Nu știu ce vreau să ai născut. Am trăit viața mea, m-ar fi mega, extra frumoasă pe lângă ție. Știi când începe să ai născut. Ups! I did it again. I play with your phone. Vezi să-mi lași niște. In this game. Oh, sunt disperată, nu știu. Asta să fie așa de aia. Cu Laur. Poftiți? Tu stai în casă cu Laur. Spune și mie ce ți se pare, că eu una am obosit cu subiectul ăsta și el văd că e exasperat. Dar cine face materialele astea? Laur, vorbește într-adevăr despre Oana, cum ți s-a părut ție și la prima emisiune? Sincer, Laur le face. 90%. Cum așa? De ce? Nu am niciun material despre Laur vorbind. Nu, haideți că vă spun eu cum am văzut eu. Eu am stat și am analizat. Laur o plăcea pe Oana la început. Sigur o plăcea, dar el... Da, a vorbit cu Andrei, da, și Andrei știți cum a vorbit amândoi. Da. Nu știu ce am văzut eu că s-a întâmplat. Da, Andrei, părerea lui Andrei despre Oana e una și Laur, da, și la discuții ca băiatul și el aceeași părere. Stai puțin și să zic eu cum am văzut. Și da, și Laur a povestit. Laur n-a spus nimic rău, a spus exact gestul lui Oanei. Și Oana a intentat greșit și așa a vorbit. Nimic rău nu ți se pare ție, dar vulgar, murdar și urât, mie mi se pare destul de urât. Dacă vrea și Oana. Da, uite ce zici tu, Laur. Oana vorbește bine, merită ținuta. Și când a văzut Laur că Andrei are o altă părere despre Oana, s-a lăsat Laur influențat? Nici nu e vorba de asta. Andrei, asta s-a înțeles. Asta s-a nu am zis. Același mesaj l-am primit și eu din partea. Stăteau afară și vorbeau așa, a început discuția despre Oana. Și Laur a început să-și dea și el cu părerea. Adică era de acord cu ce spune Andrei, să zic așa. Din casă, că nu o să formez cuplu cu Oana și nici nu-mi place Oana, ca să nu se mai interpreteze lucrul ăsta. Atât. Deci eu nu i-am băgat niciodată... Am zis, Raimund, că tu n-ai spus asta, eu întreb pe ea direct. Tu ai spus doar că auzindu-l pe
Andrei în părerile lui despre Oana s-a sucit și Laur, cumva, știi? Da, asta. Eu întreb acum pe Oana dacă ea crede că Andrei l-a influențat pe Laur. Până la urmă, vreau să cred că Laur, la 22 de ani pe care îi are, vreau să cred că este matur. Laur place pe Oana și Oana îl place pe Laur. Hai, mâna sus, cine mai crede? Păi și eu cred. Și Oana crede că Laur o place pe Oana. Poate și am și o părere, dar mă pățin pentru mine. Că chiar nu mai vedea ce-au mai vorbit Laur. De ziua ta, tinuța, dar de ziua ta. Nu știu de ce am așa, vreau să te lovesc, continuu. Lasă-mă dai în coastă. Dar continuu, să te... Tinuța, că e tinuța, vezi că dai în coastă. Una așa. Lasă-mă, dai. Deci nu știu de ce. Da, aici, că-s camere și pe acasă se inversează rolurile. Love. Pa. Ai noroc că nu sunt violent și agresiv cu femeile. Ai noroc că nu sunt eu. Ce? Violent cu bărbații, eu. Violent cu bărbații, eu. Sunt. Ești? Îmi place. Mac. Încă o dată. Fă. Mac. Dar cum faci așa când ți-a pus pe nas? Scoți sunetele astea când ți-a pus pe nas. Nu știu, oare. Așa ceva n-am văzut. Și carața aia. Mac. Ai, clonule, ce te asu. Și ce să mâncăm astăzi? Ce zici tu să facem piure, ăla și mec? Dar numai bine, culezi tu cartofi. Cârnăcioare e cu cartofi și salata. Nu cu cartofi. Ok, cu ce vrei tu? Cu piure, te rog, lasă-mă. Ok. Cu cartofii tăi prăjiți. Marți! Stă bine părul. Mie nu? Ah, wow, e clar. Ce? Nu? Și facem cărnăcioare, zici tu, da? Poftă de cărnăcioare nebună. Îți fac până tăi, până pleci acasă, te fac până. Aia e tata. Ce crezi că acasă nu am? Îți fac și acasă până tăi, dacă mai probă. Reziști? Ai grijă. Mai vin și vână-te. Păi eu ți le fac. Tu și? A, ții. Ții sau altele? Ok, dăm drum. De obicei mai merg la lupte și stai să zic, mai am niște semne pe gât așa pe aici, știi? Dar alea sunt cum ne smucim și... Da, normal. Să ții și chestii peste ea. Hai, vine, ia-mă braț. Hai, ia-mă braț. Te ia, mărită. Dăm drum la mâini. Da, da. Lasă, mai întâmplă lovitorile, dacă... Sau mai merg la bowling, știi, și am tot felul de sclipici, de pudră pe față, știi, aha, de la pudrea de talc, mă. Da, da, normal. Te mai întâmplă, da. Aha. Și eu, stai seama, când o să coafez și când o să vopsesc, o să am tot fel de, da, da, știi, culori pe gât, chestii. Păi da, dar din păcate când o să vopsesc și o să machiez în salon, o să montez și camere. Că mă duci la domiciliu. Nu o să mergi niciodată la domiciliu. Din păcate. La manicură, pedicură? Da, la salon. Mă duc eu cu mașina, iau. Deci nu prea merge dragostea mea cu... Că eu am noaptea când dorm, mă gândesc la toate variantele. Da. Așa că îmi pare rău. Și o să-mi pui și un bodyguard. Ca să mă urmărească și să mă apere. Bineînțeles. Vorbim, Laurențiu. Toarnă tot. Nu vei putea mișca. Dar de ce mi-a zis că nu stă bine părul așa? Nu știu, mie place chiar cum stă așa. Da? Thank you.
Iubirica mea. Sora Laur s-a săturat. Chiar s-a săturat acum. Tu zici că s-a săturat, dar el le face. Le-a făcut acum câteva zile, iubire. N-a mai făcut nimeni. Și aseară a făcut. Nu fă griji. Păi, încearcă și să explice săracul. Așa la început. Da, Bogdan, de ce nu se explică? Viorel nu se explică. Aurelia nu se explică. A, el a... Iese a picat în plasă? Păi... Pe aici nu am mai făcut, că m-am făcut cu epilul.